ocazia de a spune cuvânt, nici nu știți ce minge mi-ați ridicat la file. Minunat! Câteva zile, nu, vreo 10 zile, tot așa, într-o situație emoțională, puternică, și vă povestesc care este, fiindcă acum suntem chiar ca într-o consfătuire, nu? Aici suntem... un grup de lucru, dar suntem oameni de treabă și serioși, bărbați, cum ați spus ieri seară, care stăm și judecăm lucrurile. A fost deci o dezbatere la minister din România. Cum ați spus, cei care sunt diaspora, care unii nu pleacă de bine, alții pleacă în speranța de mai bine, și unii dintre ei își lasă copiii acasă, de copii, unii și duc. Alții și îi lasă acasă și pleacă să muncească peste hotar. Situația a produs suferințe în rândul copiilor, nu mai vorbesc, până la cazul tragic a unui copil care, ca să atragă, să-și cheme mama înapoi, după ce a luat premiu cu coroniță, s-a dus acasă și a spus duc. A zis, vine mama, ia înapoi. Și a venit și l-a găsit la mormânt. Asta ce înseamnă? Exact sentimentul ăsta al responsabilității. Asta vreau să spun prin acest exemplu. E adevărat, puțin cutremurător, în ziua morții lui Eminescu, este să nu amânăm într-adevăr nimic, să ne luăm responsabilitățile în serios și cu sentimentul insuficienței noastre. Nu vreau să repet cuvântul pe care l-am spus acolo, unde eram mai emoționat, sentimentul vinovăției. Și am spus, da, uneori, ca conducători ai acestei națiuni, al comunităților noastre, mai mici, mai mari, națională, trebuie să avem și sentimentul vinovăției că n-am făcut destul. Că n-am făcut destul pentru poporul nostru, pentru societatea noastră, pentru binele aproape lui. Și aici, într-adevăr, sfărăgânări ca cele pe care le evocați sunt regretabile și încet, deci opera noastră, am spus înainte, de a putea să începem să avem o acțiune puternică în sprijinirea comunităților românești, trebuie ca noi să ne reorganizăm și să punem pe șine și pe principii clare și transparente acțiunea guvernului. De aceea vom face un concurs. Mă gândesc acum foarte concret. Cum ajung acasă, reunesc oameni responsabili, spun asta este problema, asta este obiectivul, trebuie să găsim finanțarea, trebuie să găsim soluția. Da, numai că hotărârea aceea a guvernului, într-un fel, lăsa în umbră administrația. Trebuie să pornim, să punem bazele de jos, de la justificarea actului, nu nejustificarea, există pe deplin. Deci, sunt aici, în fața statuii lui Eminescu și sunt deplin convins că acest punct trebuie să fie un punct de identificare al comunității, un punct de memorie al comunității românești din Cernăuți și să facem, deci, analiza tehnică de acum. Nu e vorba de decizia politică, că e în hotărârea aceea de guvern, pentru a putea demara. Păi da, dar tehnică e făcut, dar uitați că terenul nu știm al cui este, alea sunt aprobările, le mai așteptăm. Nu, trebuie să fim cu actele în regulă. Asta vă vorbeam. Deci noua inspirație guvernamentală românească este transparența. Să înțelegem cum se cheltuiește ultimul ban. Pe ce s-a dat, de unde a plecat, a cui e proprietatea, pe câți ani, toate aceste forme de administrație trebuie să fie clare și transparente. Deci eu cred că îi facem o cinste lui Eminescu din a fi serios și din punctul ăsta lucrurile să fie limpezi, clare și să putem da socoteală până la ultimul ban pe ce l-am cheltuit. Acum vreau să vin puțin și la semnificația lui Eminescu și a zilei acesteia eminescene în conjuncție cu profesorul lui Aron Pumbru. Și să spun că, într-adevăr,
Eminescu își merită, dincolo de opera lui poetică, de geniul lui excepțional, Mihai Eminescu este creatorul limbii literare pe care o vorbim. Și iată cum putem să-l cinstim. Am spus asta deja cu 10 ani în urmă. Dacă am fi atenți la limba pe care o vorbim. Da? Într-o discuție cu un amic, spuneam limba română, care s-a conturat la începutul secolului 20, este desăvârșită. Ponderare dinamică între neologisme și cuvinte autohtone. Vorbesc acum nu ca pentru o comunitate din afara României, vorbesc pentru români. Suntem aici la Cernăuți, în inima culturală a României. Și spun tuturor, haideți să-l respectăm pe Eminescu prin limba pe care o vorbim, prin atenția pe care o acordăm cuvinte. Și atunci vom înțelege că e românească, că e important să circulăm, și asta este o oportunitate care se deschide, iată că din când în când istoria este și bună cu noi, nu numai vite. Și ni se deschid acum importante ocazii de a circula statul România, dar și dincolo de România în întreaga Europa, și sper să folosiți din plin această ocazie pentru a aduce mărturia limbii pe care o folosim. Aici am fac compliment. Sunteți dintre comunitățile, puținele comunități, care vorbiți în mod natural o limbă frumoasă. Limba lui Eminescu în stratul ei acesta pe care îl elogez eu, de la începutul, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Și cred că pentru a vorbi frumos limba română în continuare, chiar dacă s-au restrâns, chiar dacă sunt anumite aspecte, iată și meritele trebuie, anumite aspecte negative, sentimentul cu o limbă inutilă, puțin vorbită. Vreau să vă aduc aminte că este una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Exact. Și că această calitate a ei o face o limbă de dorit. Eu cred că viitorul ne va arăta că din ce în ce mai mult elevi în regiunea Cernăuți, ca și în celelalte regiuni locuite de România ale Ucrainei, vor alege să învețe în limba română. Eu vă mulțumesc personal pentru tot ceea ce faceți pentru limba și cultura românească aici la Cernăuți, pentru faptul că ne aduceți nouă celor de la București mărturia faptului că, iată, în Ucraina, sub regim socialist, sub alte regimuri intermediare, ați știut să păstrați această limbă ca să înțelau cu adevărat și să veniți, să bateți porțile Bucureștiului pentru a ne spune, pentru noi e importantă limba și cultura română. Și noi vă mulțumim pentru faptul că ați răspuns pozitiv la invitația noastră, doar facem o precizare. În caz de față. Aveți perfectă dreptate în legătură cu responsabilitatea fiecăruia dintre noi pentru asta. Dar, referitor la justificarea... Sunt unii mai vinovați ca alții. Dar vreau să vă spun, justificarea cheltuielilor nu e nevoie pentru că departamentul și nimeni, guvernul României, nu a cheltuit în momentul de față un leu pentru acesta. Dar vreau să spun că procedurile sunt mai stricte acum, tocmai din această grijă și fiindcă sunt, cum ați spus, legile europene care ne impun să urmărim această trasabilitate a deciziilor și a cheltuielilor. Fac, dacă vreți,
poate la început, până învățăm acest mecanism, ca lucrurile să se miște puțin mai greu, dar de îndată ce acest mecanism își va intra de plin în fund, noi vom învăța să-l folosim, vă asigur că o să intrăm într-un ritm satisfăcător. Okay. Și mai precizăm încă un lucru, că prețul de care a fost date pentru costul fiecărui lucrări, nu le elaborăm noi, ci Institutul de Proiectări din Lvov, care este anume specialist în acest. Toate aceste documente trebuie să adunate. Excelența voastră, domnule general, cu Institutul de Proiectări. Bună, Florin, când că e, da.